Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Suntem în Dubai și astăzi este soare, e cald și vom avea parte de... Mai bine rămâneți aproape să vedeți de ce vom avea parte. Merg și eu, tati. Bună dimineața. S-au trezit fetele? Cu energie, sper. Cu frumusețe. Mama e în blugi și afară este foarte cald, nu bate niciun vânt. E foarte mult soare. Din camera am impresia că e frig. Da, aici e frig, rău. O, da, uitați-l pe tati. E exact ca în poza de pe tricou, identic ești. Acum mi-am dat și eu seama. Doar că n-am... N-ai botul ăla, fac eu. Arăt mai bine așa? De ce mi-am col de zon? Tati, ia pantalon scurs, că o să mor de cald. Pe mine mă bat la cap, nici nu mi-am adus pantalon scurs. Cine merge cu tati la micul dejun? Eu, Victoria. Mie nu mi se pare foarte cald afară. Ai fost afară? Că nici eu n-am fost. Dar uite ce soare și frumos e. Hai un pic pe balcon, tati. Deci, wow! Ce view! De ce e acolo? Acolo restaurant? Acolo mă, restaurante, de se iubire. Hai, lăsăm restaurantele. Mergem la micul dejun. La restaurant. La micul dejun afară astăzi, pentru că este soare. În sfârșit avem parte de soare și de mâncare bună. Bine, și acum mergem în oraș, dar înainte să-mi schimb pantalonii. Am schimbat planurile. Inițial vreau să mergem la acvariu. Acum mergem la frame. Ariuca e pregătită să ajungem la prima destinație pentru ziua de astăzi. Am plecat cu taxiul de la hotel și șoferul ne povestea că ianuarie și februarie sunt cele mai bune luni în Dubai, deoarece temperaturile sunt până în 28 de grade, cam așa. Acum sunt 21 de grade, e chiar răcoare pentru ei. Dar foarte bine pentru noi. Pe aceasta Dubaiului, mulți palmieri, multă vegetație exotică aici. Ce-am alimentat și pentru 32 de litri mi-am plătit 90 de dirham. Deci e 2,76 dirham, 3-4 lei litru. Taxa pe valoare adăugată aici în Emirate este de 5% față de România. Au taxele foarte mici. De 4 ori mai mici. Uite ce drăguț e! I-am acoperit căpușorul pentru că soarele bate foarte tare. Tati și-a luat pălărie. Astăzi vizităm Dubai Frame, adică rama din Dubai. E o ramă gigantică în care se poate urca. Simara! Citeo! Iar planșeul pe care vom călca acolo sus este din sticlă. Abia aștept să încerc. Mai cu energie, să ajungem unde e nevoie, să ne distrăm. Ține-mi un pic, tati, că vreau să fac o schemă. Schema Teodorei în fața Dubaiului Frame. The Frame. Opa! Schema! Cum a fost schema, Adriana? Adriana, cu schema? Schema! Asta! Nu, aia! La luneți! Bravo! O să-i ca eu am pusă! Vremea este perfectă, ador! Este cea mai bună vreme din Dubai! Scot eu șervețele umede imediat să te șterg! Și pentru tine, și pentru Brin, și pentru Mara! Hai! Vă dau șervețele, dar nu mai puneți mâinile pe jos. O statuie vivantă. Noi pentru acest obiectiv nu am cumpărat bilete dinainte, online. Luăm biletele, iar timpul de așteptare tocmai s-a schimbat de la 30 la 45 de minute. Și bineînțeles că stăm la rând. Vreo 40 de minute. Asta e. Ce ai zis? 40 de minute? Eu nu pot. Da, așa stăm. Adriana doarme și are un pupic aici de la mine. Pentru că Teo s-a dat cu ruj. Vântele muzicale și la Dubai Frame. Trebuie să lăsăm căruțul aici. Ea doarme.
O luăm pe Ari din cărucior deoarece nu avem voie cu căruțul în ramă. Ari care zboară. E un muzeu aici, așa ni s-a zis, până să intrăm în fei. De fapt, suntem în fei. Acum suntem în ramă, dar suntem jos. Urmează să ajungem și sus. Eu v-am zis că nu e numai rama. Nu intra. Că e nisip. Briana a crezut că e nisip, s-a plecat să-l încerce. Oare ce e aici? Mâncare? Cum se făcea mâncare pe vremuri. În zona asta? Da. Așa citeau copiii pe vremuri, pe jos. Construcțiile acestea imită casele de aici. Foarte interesant. Și realistic în același timp. Și așa trăiți odată cu noi această experiență. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place și vă inspiră și pe voi să veniți aici, măcar o dată în viață. Croitorie. Mai devreme ați văzut un bărbat la o mașină de cusut. Văd că la croitorie tot bărbații erau baza, să zic așa. Vreau să iau! Aici e un magazin de produse alimentare. Și produse vrac. Iar aici pe pereți avem proiectată istoria Dubaiului. Sau a întregii Arabii Saudite. Dubai plen. Planul Dubaiului de acum 60 de ani. Cârlige, sport, elemente din port. Pentru că totul aici este despre port. Și urmează liftul cu care acolo. Speră că e liftul. Hai, tati, s-a făcut vreme. Suntem în ramă. Urcăm. Am emoții. Wow! Ar trebui să facem o poză așa. Ce tare că am fost primii în fața funiei și am intrat exact aici la geam. Uite marea, portul, ce frumos, se văd toate. Deja mi se face rău. Wow. Mamma mia! Wow. Nu cred! Deci putem călca și pe loc fără sticlă, dar și pe loc cu sticlă. Hai, tati, vino! Cel mai ușor e să nu te uiți în jos. Wow! Acesta este orașul unde trăiesc localnicii. Hai, Ari! Bravo! S-a făcut transparentă. Salvește și când calci, se face transparent. Poze! Acum, repede, coborâm și mergem să mâncăm. Sunt curios dacă și aici vom avea... Uite-te! Geam, vom avea view. Trebuie să fie în partea asta. Este! Wow, extraordinar! Ariana dansează! Ce tare! Îmi place muzica asta arăbească ei. Mai știi? Marianista lui mama. Pentru ce Marianista? E muzica arăbească. Am ajuns! Să călătăm căruțul. Am venit în viitorul Dubai. Lumea viitorului din Dubai prezentată aici. Planeta Marte. Noi nu trăim pentru 100 de ani, dar produsele ceea ce trăim rămân în timp după ce noi nu mai suntem. Iar acum mergem să luăm poza. Ieșim din Brau. Dacă mergeți în Dubai și nu vreți să închiriați mașină, taxiurile acestea sunt cele mai potrivite, iar pentru noi care suntem familie numeroasă, întotdeauna se găsesc și taxiuri cu 7 locuri. Ce-i drept? Un picuț mai greu. Să zicem că pierdem undeva la 5 minute. Doar pentru lucrul acesta.
și în general acești taximetriști te spun ceas. Și dacă merge pe ceas, e ok. Muzeul viitorului e sold out. Ne sperăm să prindem bilete în agenție. Dacă găsim, vă spunem și vouă. Teo s-a accidentat, iar șoferul de la taxi i-a dat puțin gel. Nu știm cu ce e, dar el a zis că e pentru rană. Ne-a costat la jumătate față de cât ne cereau cei de acolo care ne abordau pentru transport. Teo suferă. Să încercăm să-i găsim, să-i dăm ceva, un bandaj sau să-i dăm un pic de betadina. Vedem ce găsim la farmacie. Mara, hai să încerci să te dai pe gheață. Mi-e prea frig, nici măcar n-am manura asta. Și mie mi-e frig. Ce bine că am scăpat. Pentru moment. Mă felicit ce-a făcut foame. Ne luăm donuts. O grămadă de gogoși, am ales 6. Wow! Thank you! Am luat Rianei un Happy Meal și fetele își cumpără de aici. Cumpărăm toată mâncarea la pachet pentru că suntem așteptați la hotel. O să vă spunem imediat despre ce e vorba. Mâncărică! Multă! Multă! Pentru drum! Hai! Mergem! Acum căutăm lift ca apoi să luăm taxiul. Vedem cât de repede o să găsim stațiul de data asta. E super! Vreau să mă bag! E spectacol! Așa ceva am văzut doar online. Niciodată nu am văzut în realitate. Am prins taxi foarte repede. E parcare de taxiuri exact aici la mall. Green car sau yellow car? Yellow taxi. E mai mult o culoare crem. Gata, coborăm. Toți șoferii ne zic că suntem ruși, pentru că accentul nostru bate un pic spre rusă. Abia acum reușesc să mănânc și eu. Fetele au mâncat în mașină, dar eu am stat în față la șofer și mi-a fost oarecum să mănânc în fața lui. Așa că termin de mâncat și ne continuăm călătoria pe astăzi. Rămâneți aproape. Și de aici mergem la safari. O să vedeți în videoclipul următor. Dar stați aproape, n-am terminat acest clip. Iar acum mergem în deșert la safari. Mergem să luăm o mașină care ne așteaptă. O super mașină numai pentru noi. Mami aproape că nu mai are voce, pentru că în fiecare zi este prezentă în vlogurile noastre cu o voce destul de ridicată. Suntem așteptați. Mami, ne servești cu prăjituri? Cu gogoși. Să le mâncăm în deșert. În această călătorie îl avem ca ghid pe domnul. Unde e? A dispărut. Îl veți cunoaște imediat. Mohamed. Hai, Mohamed. Hello. Și ne va îndruma în expediția noastră. Așa că să ne grăbim. Avem ceva aici pregătit. Wow. Eu deja știu despre ce e vorba. Nu vă spun în față. Cei care au fost în Dubai știu ce înseamnă acea placă de surf din portbagaj. Domnul Mohamed o să ne ducă la locația de safari. E la o distanță de peste 45 de kilometri. Și sperăm să ne bucurăm și să vă bucurăm și pe voi. E cam o oră distanță de la hotel, deși inițial ne-a zis că sunt 20-30 de minute. Așa cum v-am arătat mai devreme, vegetația este foarte aridă. Toate plantele sunt coace subțiri, astfel încât să reziste la secetă. Dacă acum sunt 21 de grade sau acolo 23, vă închipuiți că vara aici sunt și 54 de grade. La umbră, peste 50 de grade. Pentru ca distracție să fie pe cinste, alimentăm. Să fie rezervorul plin. Așa arătăm acum, dar să vedeți cum vom fi în câteva secunde. Da, să iau și ceva de băut rece. 3 sucuri și 2 ape, 70 și ceva de lei. De dirham, 60 și ceva, da. Cam acolo, 80 de lei, cam așa. Da, e atât de bun.
Glumesc. Are o cadorme. Și din nou la drum, v-am spus eu, rămâneți aproape, va fi multă energie în curând. Da, Doamne ajută, să fie. Acum coborâm, dar încă n-am ajuns unde e adevăratul loc de distracție, să zic așa. E multă gălăgie și vă dați seama și voi de ce. Wow, cât de frumos, abia aștept. Ne punem din astea, cum se cheamă? Habar nu am. Sunt super. Like tight, tight. Teodora o vrea strânsă, așa. Pregătite pentru deșert. Yay! Hai în safari, fetelor. Avem eșarfe pe cap, să fim protejate de soare și de nisip. Acestea se pun pe gură ca să ne așa acopere nasul și gura, să nu intre nisipul. Eu nu am nevoie, am pălărie. Urcăm în buggy. Buggy, buggy. Buggy, buggy. Doamne. Hai, gașcă. Trebuie să stăm cu Teo și cu Bri în brațe, deoarece nu există pentru 6 locuri decât cu 4. Au zis că e legal să stăm așa aici. Cred că se poate conduce și fără permis pe dune. Dar asta nu se întâmplă pentru că noi avem permis. Gata, mergem. Teo e cea mai pregătită, ia priviți-o. Și eu vreau să fiu așa. Mie nu prea place, merge așa smucit și nu înțeleg de ce. Ca, pentru efect, Adi, pentru efect, sunt sigură că s-a făcut de special. A început aventura! Aventura în deșert! Wow! Se deschide, așa. Soarele bate așa, e perfect. Dar așa o poză cu Ari. Hai că vă fac. A fost o experiență extraordinară. Hai, drăguțele. Asta! Adidasii mei. Da, madam. Thank you. Now. Commissionational back take pictures good, you know. Wow! Nisipul este extraordinar. Wow, dar ce fine. Nisip foarte bine. Mie îmi place. O găletuță și o lopățică trebuie ție, Pri. Ariana este încântată de deșert. Ușor, ușor, soarele apune. Iar noi trebuie să mergem către alte puncte de atracție de aici din zonă. Să-i pun pe cap Arianei. Ei îi place foarte mult, se bucură de orice. E foarte fericită. Are o lacrimă de la vânt, uite. Nisipul este un pic roșiatic. Roșul de aici se aseamănă cu cel de jos. Haideți, gata! Asta sticla pe jos? Bravo, Teo! Și am zis că tot avem nisip. Să avem nisip din deșert. Briana, haide! Vino, tata! Toată gașca! Stai! La drum! Am nisip! Mulțumim, thank you! Suntem în Albadera! Și ne pregătim să plecăm de aici spre un loc mai frumos! Cu descoperirea tradițiilor de aici! Am aflat că eșarfele pe care le punem pe cap se cheamă catra. Hai, Ari, în mașina. Am în buggy buggy. Da, da. Hai, tati! Ari vrea la drum! Hey!
cinste, dar continuăm călătoria de aici. Am ajuns în siguranță la destinație. Și gata, am oprit motoarele, toate fetele au fost super încântate, așa e? Deci știți cum sunt? Plin de nisip în Adidas. Mi-am scos nisipul un pic, atâta mi-erau. Și chiar e nisip roșu. Se observă mult mai bine culoarea nisipului ei. Ne luăm desertul. Este extraordinară. Și la cea. Fetele, desertul nu l-au mai mâncat astăzi în mall și l-am mâncat pe drum. Acum va începe safarile cu mașina aceasta. Eram sigur că așa va bine! Și țineți-vă bine! Tot moleți. Într-o poziție cam brută. Suntem înclinați foarte mult. Stai să vezi ce nisip scoate acum când împărtăm rețile. Nu știm dacă e ceva obișnuit. Nu prea cred. Nu prea cred. Dar cred că e obișnuit. Nu cred că e obișnuit. Au venit mulți, așa? Serios? Da, da. Toți localnicii vin să ajute. It's ok? Yes, we will go. Gata, ne dăm jos, am rămas blocat. Wow! Cam așa ceva ni se întâmplă nouă, din păcate. Dar pentru siguranța noastră, coborând din mașină. Și care erau șansele să rămânem blocați în deșert? Wow! Nisipul e până aici. Numai bine, facem poze. Sunt mulți oameni care o să-l ajute și cred că o să intervin și eu. Așa ceva ni s-a întâmplat? Nu-mi vine să cred. Și nu e clickbait. Ne-am blocat în nisip. În mijlocul deșertului. Se scoate funia ca să tracteze mașina. Au scos tot din mașină căruțul Arianei, rucsacul nostru. Au căzut bonurile. Trebuie să ne dăm mai în spate. Hai. Dacă nu ni se întâmpla asta, nu era palpitant, așa că... Ar trebui îmbrăcată, Bri. Dați-mi hainuță, Brianei. Mă uit că e pentru prima dată când folosești acea funie. Nu i s-a mai întâmplat până acum. E nou-nouță. Ne îmbrăcăm. Se lasă răcoare în deșert. Foarte rece, față de cât de cald a fost azi. Poftim, Bri. Te îmbrac și pe tine cu hanoracul lui tati. Mi-e frie la picioare. Ești îmbrăcată. Practic mașina a rămas suspendată pe nisip. Se încearcă să o tragă. Hai să vedem. Fugiți de acolo, fetelor. Dați-vă, dați-vă. Și gata, a fost tractată și s-a reușit deblocarea ei. Numai în filme vedeți așa ceva și la noi pe vlog. Să treacă celelalte mașini. Apusul l-am văzut din mașină, trebuia să fim undeva la niște spectacole, din câte am înțeles atunci când e apusul. Și pleacă fără noi, ia priviți-l. Ne-a lăsat aici. Eu cred că a plecat să mai încerci odată schema. Să vedem dacă iese. Ce
Și acum e gata, înapoi. Am experimentat și asta. Teodora în spate. Uite cum vine nizipul. Și încă o dată. Așa ceva. Un adevărat mountain rus pe nisip. Am ajuns într-un loc în care se curăță mașina de nisip. Ne curățăm și noi de nisip și mergem la show. Wow, disco party! Să vedem cum se pune Catra. This is Catra? This is Safari Cup. How? This is Dubai Cup. Safari Cup, Safari Cup. Safari Scarf? Ia. Ești aflat pentru safari. Dar localnicii de acolo din safari ziceau Catra. Thank you. Am ajuns într-un loc unde schimbăm mașina, se face transferul de la mașina cu care am venit la o mașină care ne duce într-un sat în deșert, unde vom avea parte de spectacole, mers cu Camila, tatuaje cu Hena, dar mai multe veți vedea acolo. Ceva interesant ni se va întâmpla. Ai frig! Avem parte de safari din nou. Ți-ai luat pălăria, nu pot să cred. Din greșeală. Inutil pe care l-ai luat din mașină. Acum vom mânca și pe urmă ne vom relaxa. Nu, după aia mergem la Camile. Apoi mergem să ne facem tatuaje. Am ajuns la restaurant. Hello. Mergem la zona VIP. Nu știu care e, că pare totul la grămadă. Am avut un pachet VIP pentru că am vrut să meargă mai repede. Nu că ne-am fi dorit musai, dar trebuia să așteptăm peste 40 de minute ca să mâncăm. Ariana e mică, doarme. Have a seat here. Ne-a pus ștampile cu VIP. Am primit ștampile VIP pentru mâncare. Mergem să luăm de mâncare. Sunt curios ce mâncare avem noi aici. Sfeclă, vrei? Eu sunt cu fructele. Și ai ce alege, inclusiv acum pe grătar se face mâncare. Mâncare pe alese. Vreau ceva carne. Hai la tata. Câte vrei? One, two. Ora. Thank you. Thank you. Come chicken? Yes. Eu sunt la dietă. Mâncărică de bame n-am mâncat din copilărie. Sunt curios ce gustare. E aici acasă la ei, cred eu. Dori ceva? Miroase foarte bine. Mi-am luat paste, mi-am luat curry, mi-am luat orez, hummus, speclă, mai multe. Și eu vreau pepene. Da, zis să spun lipie. Hai. Unde o pun? Așa, ok. Asta mi-am ales. Nu știu ce să zic cu treaba asta VIP, pentru că majoritatea sunt la VIP aici. Acesta e spectacolul. Bună, mâncarea s-a terminat și spectacolul. Teo, cu fructele. A venit un domn să cumpărăm, dar nu știu dacă. Ia să vedem. Wow, ce se întâmplă? Come here you. Pătoare. Thank you. Să îmbrăcăm cu toții ținuta locală. Discolo e Hena, să întrebăm. Fetele vor întâi tatuaje. Hello. Ne descălțăm și la tatuaje. This one is small, you have different design big. Așa e mic, vrei mai mare? Ce zici, tata? Mic sau mare? E suficient, că atât e gratis. Eram sigur. Deci gratis e doar acel tatuaj micuț. Dacă vrei ceva mai mare, plătești suplimentar de la 30 la 50 de dirhami.
Așa că le vor face doar ce e inclus în pachet, doar ce e gratis. Lasă o suce. Frumos. Și pentru Brie. Fotografierea cu costume tradiționale, aici ne-au cerut bani. Se pare că s-a terminat spectacolul. Am stat de 20 de minute aici. Am venit cam târziu ce e drept. Toată mâncarea e strânsă, e pusă în acele recipiente. Vedem ce face mami. Unde e mami? Plecăm de la zona de lounge. Mergem să căutăm ride-ul cu Camila. Eu nu cred că mai e disponibil pentru că s-a încheiat. Siguranță o să spună că nu mai e. Am luat și eu Camila pentru Ari. Să mergem la ride-ul cu Camila pentru cele mari. Am ajuns cu bine la hotel. Mașină înaltă și suntem prânți de oboseală. Pe domnul, ca să vă ducă în safari, îl găsiți pe Instagram MHZ 1985. Mulțumim mult. Thank you. Și am ajuns cu bine. Ariana, cu tati, mergem să vedem dacă mai prindem cina. Ariana e vorbăreață. Cum vede camera, cum începe să vorbească. Asta e Ari. Mergem în cameră întâi, nu? Să mergem în cameră întâi, totuși. Moara, ce eu sunt aia, bata sa ta, nevarea sa cu curat sau cine arăză de aici în tățării. Întotdeauna intră. Am ajuns în cameră, care vrea să schimbă, care merge la toaletă și mergem la cină. Încă o cină, am mâncat cina și în deșert, pentru că am avut multe activități de făcut acolo. Până la urmă, în excursia de la safari, nu am mai avut parte de cămile pentru că era noapte și nu ne-am fi putut bucura de ele. Lăsăm pe data viitoare. Hai, Ari! Toc! Pânăroșu. Dacă aseară am avut India, dar și China, astăzi avem stilul italian. Asta e tău? Nu, asta e a ta. Ce să mănânc, tati, că am uitat în deșert. Uite, paste, tot de expoziție, Teo. Nu sunt fierte. Și să vă arătăm mâncărul. Avem așa, supă minestrone. Ia să vedem. Nu arată rău, e o supă de legume. Să vedem ce au aici. Lasagne vreau. Acum spun. Aici? Mâncare de pui. Osso duco. Și Provence tomat. Cartofi umpluți. Ceva orez cu ciuperci. Ore simplu, deserturi și salate. Poți comanda și mâncare live pentru 35 de tihan. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea italiană din seara aceasta și sperăm în aseri minunate și în zilele ce urmează. Mâine seară mexican. E tantă? Așa e mâncarea mexicană. A doua atracție, Blue Sky Island din Dubai. Blue Sky. Fetele intră în magazinul de jucării. Pennywise și Chucky. Personaje despre care nu știm multe. Pe al treilea personaj nu știm. Sunt Barbie. Barbie mare. Nu vine să cred. Sailor Moon. Nu cred! La cine desene, am copilării noi. Și acolo Sailor Moon. Sunt doar anime-uri.
Jucării peste tot, peste tot! Eu vreau o jucărie de aici. 2, 3, 4, 5, 10, 11. Eu vreau multe! Fetelor, nu avem loc în bagaje, am venit prea plini. Nu ne mai primesc la aeroport cu încă un bagaj în plus. Nu, și asta e nouă, că nu are. Da, toate sunt noi. Wow! Asta e jucării! Asta pisi soare, nu așa o chemăm. E bucuria mea că fetele le pot doar vedea. Bucuria mea că le pot lua. Vri, trebuie să-ți explicăm ceva. Noi mergem cu avionul și nu ne primesc ele pe avion, n-avem loc în bagaj. Nu prea înțelege, nu știu cum să explicăm. Voi ce sfaturi ne dați? Scrieți în comentarii să înțeleagă și Bri că nu se poate, oricât ne-am dorit. Asta da! Dacă alea nu încăpeau, tu crezi că asta încape? Da! Cu două din alea? Bucătăria lui Brioșel. Briana trebuie să mai aștept spre 2 ani până apară și astea în România. Dar Briana, de ce îi luăm numai lui Brioșel? Nu-i luăm. Sunt prea mari pentru avion. O jucărie mică, da, dar așa ceva, nu. Personaje Disney! Aceasta costă 83 de dirhami și e destul de mică. Uite și mai câte. Plușuri. Pac-Man. Jocuri extraordinar de interesante. Joci real. Nu mi-e vina să vezi ce-am găsit. Wow, Sailor Moon și Chipita. Rainbow corn cu corn transparent. Cu apă. Cu apă și peștișor, la noi nu sunt. Și miraculos. Lucruri noi. Eu vreau ceva gadget. Măcar ceva simbolic, care se încapă în bagaj. Pink și blu. Parcă sunt cel mai mult Gabi. Bate și Bink și blu. Hagi Wagi. Două fețe. Multe popuși și mașini. Asta care eu am, doar că e mică. Nu vreau. Aceștia sunt niște plusuri dintr-o poveste. Cereale, Fruit Loops. Până la urmă, Briana vrea o bilă. Foarte multe jucării din Harry Potter, Stăpânul Inelelor și așa mai departe. În aventura noastră l-am găsit pe Pokémon! Pikachu! Pikachu! Wow! Acesta e de vânzare. Uite-l ce aici! Putem să le jucăm! Pac-Man! Chiar mă joc! Nu cred! E real. Vreau și eu să mă joc. Eu trebuie să vedeți ăsta. Foarte tare, vreau și eu. Bravo, Teo! Du-te la ăsta, nu! Nu să-i prins, trebuie să fugi de ei. Mara, cred că ai și alte jocuri. Mortal Kombat! Pri, dă-te la o parte, ăla e pentru mine! Nu, doi să chem! Aprindem! O bilă Pokémon! L-am dat și se transformă în Pokémon! Mario! Și priviți pe cine am găsit! Acesta e Luigi! Și ei doi fac o pereche perfectă! Să-i luăm? Parcă n-aveam loc în bagaje, tati! Oh, am uitat! Să-i punem la loc! Dar mi-aș fi dorit! Chiar sunt frumos! Și noi suntem niște copii, să știți! Da, dar noi suntem niște copii care înțeleg! Avem și alții care nu prea înțeleg! Și raftul cu squishmallows! Cât sunt! Sonic în squishmallows! Și Nemo! Wow, ce asta! Ciudat la textură! Wow! Spider! Gata, fetelor! Hai, ați luat ceva simbolic? Încă nu! Grăbiți-vă, pentru că în Blue Sky Island mai avem multe de văzut! Repede! Eu asta vreau cu prințese! E un joc în care trebuie să fie la fel și cu Disney! E drăguț, da! Sună clopoțelul, haideți veniți! Și pentru mine, unul cu prințese. Mai aveau și cu altele, dar eu nu cu prințese. Și eu sunt Hal, cu jucăriile! Am vrut să ne dăm în roată, dar guvernul a hotărât să o oprească. Nu înțelegem motivul, nici cei de aici nu știu. Ne place frisa asta de mare! E super! Extraordinar totul! Taco!
a day, keep the sadness away. Adică un taco pe zi ține tristețea la distanță. Let's be happy. Să fim fericiți, mâncăm un taco? Creăm un taco. Despre asta este vorba. Și marea în fața. Priveliște superbă, ne urcăm pentru poze. 1, 2, 3 și... Hai, mami! Ha, ce bine e cu vorba. Suntem abia la al doilea obiectiv. În spatele meu, se vede? E păcat că nu ne puteam urca în ea. Cred că vedeam și palmierul de aici. Cu siguranță vedeam și palmierul din roată. Scrieți-ne în comentarii dacă voi știți cum se numește această clădire. O să-mi fie dor de vremea asta superbă când ne vom întoarce acasă. Hai, Teo, hai! Vreau și eu. Mergem și noi, doar că am întârziat și intrăm tura următoare. Ce zici? Hai, trebuie să fii tristă. Pornim! Fetele deja au plecat în altă parte. E aproape de încheierea programului și ne grăbim să mergem la altă distracție. Așa se-a distracție. Eu cu Bri, Mara, Teo și Victoria. Începem cu grijă și mărim viteza. Crește viteza. Ce ați făcut, fetelor? Fetele noastre s-au urcat pe Lego pe aici. Dar pe are o lasă aici, vă sunteți mari. Că ține cu pe ceva amintire. Suvenir? Asta e un mare suvenir. Toată ziua ați petrecut aici. Da, dar nu vreau să ceva să luăm. Să punem pe frigider, poate un magnet sau să luăm un Lego de aici. Avem loc în bagaj. Hai, putem să vedem. Hai să vedem. Aici poți să ți le faci tu singur. Să alegi corpul, să alegi fața. Ne lași? Să ne luăm unul măcar. Dar repede, da. Că deja au închis de 7 minute. Vreau să fac unul care se semene cu mine. Legoland-ul s-a închis. Sunt ultima pe aici. Nu-i găsesc pe ceilalți, dar îi voi găsi imediat. Să întreb unde e ieșirea. Și aici cât de frumos e. Piramidele din Egipt, toate din Lego. Și Dubaiul. I-am văzut, am intrat în magazin. Uite-l și pe tati cu Ari. Ei! Luăm un suvenir? Da, hai! Păturele, o să iau o pătrică pentru Ari. Mai repede, că s-a închis. Aici scoate cum trebuie să arate. Wow, arată super acolo. Eu îmi fac o bucătărie să șere anumite cum am și eu. Asta e. Îl avem și pe rechin, doar că e luminos. Am făcut poze cu el. Am găsit, sunt la casă. Ia să vedem. Mergem la al șaselea obiectiv, la Miracle Garden. Al șaselea obiectiv se schimbă. Nu mai mergem la Miracle Garden, vom merge. Vin o să-ți arăt unde mergem. Chiar aici, la o super expoziție a iluziilor, într-un alt mall decât cel în care am fost până acum. Noi suntem în Wafi Mall, în Dubai. Nu e Wi-Fi Mall, adică e Wafi, așa zic și cei de aici, Wafi Mall. Toată regiunea. Sunt atâtea mirosuri. Parfumuri de tot felul ne îmbie cu aromele lor. Hai să scanăm să vedem ce e cu Aya Universe. A trip to a beautiful universe, o călătorie într-un univers frumos. Sunt superbe, ei mai multe. Am întrebat un security unde să merge pentru haine de copii și ne-a trimis aici. Deci e paradis. Ce drăguții! Wow, vreau și unul de-asta. Ce drăguțe sunt, de ce nu sunt de beluși? Pentru tine! Ce murdare? E murdărică, azi a umblat în Legoland mult. Am alăptat-o pe un fel de scenă și mi-a rupt lănțișorul de la gât, mi l-a rupt de tot din spate. Am reușit să-l prind la loc, dar când îl prindeam cu o mână și o țineam cu o mână, a zbugit-o și a mers pe acolo. I-am găsit ceva Arianei și mie mi se pare foarte frumos. Ai și ciorăpei, și bentiță, și rochiță, și bluză. E un set complet. Mie mi se pare cam zgriecios pentru bebeluș. Da. Mie, dar ce mai contează acum? Va fi perfect. Da, o vrei? Suntem în Egipt? Ariana, ești foarte frumoasă. Ha!
Mergem la Muzeul Iluziilor. Ia. Mami, cu papornița Lego. Papornițe Lego. Se ia cu rău când e restul. Unde urcăm? La 1. La 1. Nici n-ar fi prea multe de urcat. Totul aici e făcut cu stil. Am avut loc să întoarcem căruciorul în lift. Magazin de haine foarte aerisit. E foarte mult spațiu liber. Da, 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 cum să nu? Un suport cu două lămpi și un microfon? Cam mult. Așa e. N-avem nevoie de așa ceva. De la distanță pare apă, dar de fapt... Muzeul Iluziilor. E foarte scump. 100 și ceva de dirhan. Bine, sub 3 ani nu se plătește. Am primit pașapoarte cosmice. Sunt multe simboluri, ar trebui traduse. Noi mergem să le vedem doar din perspectiva de a vedea frumosul. Nu știm să intrăm în această cultură aia. O să avem și un ghid. Iar aici avem și un flori. Se simte că plutești. Spectacolul de aici durează 5 minute din această încăpere. Spectacol de lumini. Sunt toate semisfere, aceasta e sferă.
student, tărâmul de afară. A fost o experiență unică. Mi-a plăcut că erau peste tot videoproiectoare, oglinzi. De fapt, trebuia să-ți placă atmosfera creată de acestea, nici să nu vezi videoproiectoare și oglinzile, ci să intri efectiv în lumea magică a acestei povești. Și care obicei în magazin la final, ca să aveți să cheltui. Și puzzle-uri, dacă vrei să-ți prinzi urechile, modelele din nou. Ce? Și cum să faci puzzle-ul ăsta? Mă aflu în centrul piramidei. Toate energiile se adună aici. Cred că nu se închis liftul. Ușile sunt transparente. Acum vom lua un taxi și vom merge la hotel. Să vedem dacă găsim taxi și în cât timp ajungem acolo. No, taxi. Nu, aici nu e bine aici. Hai să ieșim afară. Mai în față, da. Uite, 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 uite în față. Cina, am ajuns la timp. Fetele, mănâncă și ele. Fapte bune! Mulțumim! Un desert neobișnuit pentru noi. Wow, dracu, arată bine. Poftim, mami. Pentru mine? Pentru tine, tati, îmi pun și eu. Acum, mi-am pus, dar erau niște resturi. E ținut la cald. Ariana mănâncă o dată cu mami. Mami cu mâna stângă. Și Ariana cu piciorul. Iar mami piciorul Arianei. Ne jucăm unul cu prințese. Unul cu prințesele Disney. Ziare aici. Am ajuns la acvariu, iar acum în bilete mâncăm niște afine, care sunt niște mere mici. Uite cum arată de astea. Acvariul din Mall e impresionant de mare. În permanență circulă în cerc. Plăchim deasupra noastră. Astea sunt imaginile din tunel pe care le-am văzut de atâtea ori. Gândiți-vă câtă presiune este aici, de la atâta apă. Ia, noi trecem prin el. Wow! De mare! Drujbă, și ce pune! Aici mi-am dorit de când am ajuns în Dubai să ajung. Și am ajuns. Ce frumos e! Acvariul îl găsiți în Dubai Mall. Mie mi-e frică să nu cadă și să vin până la urmă. Wow, superb! Spri, dă-te, dă-te, dă-te! Rechinul! Wow, rechinul! Să fie o sirenă adevărată? Wow, nu pot să cred. Uite, respiră sub apă. Vine, 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 vine. Vă imaginați cât de mult trebuie să-și țină respirația? Scafandrul de acolo supraveghează sirena să nu fie atacată de rechin. Și uite câți rechini sunt deasupra și ce mari sunt. Oare o vor pica? Sper să nu vedem o tragedie astăzi. Asta a fost experiența în acvariu. Și de aici mergem la o expoziție zoo sau ceva de gen. Pentru asta a fost biletul. Aceasta este experiența oferită de biletul de aici, de la acvariu din Bol. De asta a zis că în jumătate de oră facem tot, că e doar asta. Le-a patru și noi suntem albaștri. Ariana iarăși ne-a făcut o bucurie, a uitat și mami să ia schimburi de acasă. Body pantalon 68, nu-i bine. Mai mare, am cumpărat ce avem nevoie, să o schimbăm pe Ari. În continuă alergare. Am alergat cu haine, după tot, repede, repede. Dar important e că am rezolvat problema. Hai, hai, hai. Copilul așa, pe drumuri, nu au loc anume de schimbat, se schimbă în, la persoanele cu handicap acolo o masă și acolo era ocupat, e o coadă de 50 de persoane la femei. Wow, la toalete. Da. La etajul cu numărul 2 găsim partea de zoo. Ei, am intrat și la Underwater Zoo, adică grădină zoologică subacvatică. Cu rechini și pești și alte animale marine.
Sper, sì. Oboseala noastră nu ne vinge! Haide să vedem o lume minunată sub papă! Aici avem niște branhi, de rechin, de balenă! Uite ce pisică de mare! Vino, vino, vino! Uite! Zici că e dalmațian, dar pe invers! O șarpe? De apă? Că doar un pește! Pe aici se coboară pentru partea de scuba diving. Dar asta pe viitor, pentru că acum nu mai avem puterea asta. Ar trebui să luăm bilet separat și așa mai departe. Pești! Plănim pești! Hai să vedem! Animalele acvatice! Wow! Este un drag! Trebuie să ridici pe Bri. Mara aici, aici, aici. Mai ai! Hai, Bri! Uite, uite, uite cum mănâncă! Uite! Și ultima! Fetele au intrat să rănească peștii până la urmă. Cred că aveam inclus în pachet și nu știam noi. Ne-au cerut tichetele și era inclus și serviciul ăsta. O experiență unică în viață. Ai la care care fi? Da? Am venit peștii și am urcăm mai departe pe la pinguini. Ce avem noi aici? E un... calamar? Unde e? Deasupra. Oh. Nu l-am văzut pe acesta. Dar avem aici, în fiecare gulă, altceva. Un crab. Aici sunt bebeluși de... rechin. Rechin. Iar cu liftul mai urcăm un etaj. Habibi, come to Dubai. Habibi, send me money to come to Dubai. Ce avem acolo? Nu zbrăzi cu ce. Ce sunt, mami? Iguana. Da, da. Iguana. Și nisipul roșu. Reprezentativ pentru Dubai. L-ați văzut în vlogul în care v-am arătat cum a fost în safarile noastre. Aici avem nisip alb cu o iguana, așa cum știam eu că e iguana. Și aici nisip roșu cu iguana de nisip roșu. Acestea două sunt altele și se camuflează de exact. Foarte bine, da. Nisipul ăsta nu e nici roșu și nici alb. E chiar nisipiu. Un arici? Da, da. Wow! Unde? Nu cred, se mișcă. Wow, deja mi-e frică. Are capacitate de maxim 6 persoane. Sunt deasupra apei. Fetelor, nu le e teamă, dar mie mi-e cam frică pe acest pod. Sunt calamari de beluș, dar sunt foarte mulți. Și aici avem tentaculele unei caracatițe. M-a prins caracatița. Salvează-o, Bri, salvează-o. Și Mara. Și pe mine de un picior. Am mâncat un cocodilul pe Teo, lasă că ving eu. Mergem către hotel. Ziua încă nu s-a terminat. Iar magazin de suveniri. Fetele iar vor ceva. Haideți, fetelor. Mami, sirenă și pinguin. Sirenă. Mara tot mic, cheltuiel și mediu și mare. O grămadă de jucării de pluș. Produse de prințese în acest magazin, costume de gimnastică și balet în cel din spate. Deci nu te crede, s-au oprit fetele. Acolo, la gimnastică. O să-mi iei o bustieră în șetată la spus. Sunt superbe, trebuie să le vede, sunt așa cu modele. O altă ocazie. E prea mult. Viitoare în Dubai. Data viitoare când vom veni. Toate fetele pleacă bucuroase cu câte o jucărie. Mara cu pinguin roz, Briana cu sirene roz, Teo cu pinguin real, iar Ari. Demo. Ei, acum nebunia după taxi. În viața mea nu credeam că se întâmplă așa ceva. Se stă la o coadă de sute de persoane numai să iei un taxi. Welcome to Dubai. Gândiți-vă că e o perioadă liberă în Dubai. Am găsit, să mergem. Hai, mama. Formează
El este aici pentru noi mereu. Thank you very much. Și alegem repede de mâncare. Ne e sete și ne e și foame. Iar așa am sărit cina de la hotel. Le-am plătit degeaba ginele astea. Ariana i-a privit-o. Mă bate. A văzut aici. Asta e a lui tati. Da. A văzut aici portocala. Și-o vrea. Hai să-i dăm. Acesta este puiul meu cu portocala. Arată delicios. Abia aștept să-l gust. Pinguino. Foarte bune, Andri. Are. Wow, Fride! Ce mâncați acolo? Cunafa! Ce e cunafa? E bun? E cel mai bun lucru din lume! E foarte bun? E o prăjitură tradițională, bănuiesc? Are paste prăjite! Foarte bun! Și o cremă în interior, dulce! Foarte bună! Mulțumesc! Fetele au burger cu avocado, mare așa și mango ceva. Eu nu mi-am mai luat mâncare pentru că voi mânca de la fete. La ele rămâne întotdeauna. Mă doare sufletul când văd că se aruncă mâncare. Nu voi arunca mâncare, o voi mânca eu. Mohamed le-a făcut cadouri copiilor. A fost cu Ari la supermarket și a cumpărat dulciuri. Pentru tine. Napolitana, miam. Am fost la magazin și am făcut shopping, numai că am rămas fără baterie la telefon. Ca să vă putem arăta și vouă. Am găsit aceste sucuri transparente la 6,25 dirham. Față de 25-30 de dirham cât am dat pe ele în Global Village. Avem aromă de afine, pepene, coconut, lichi cretei, ai sau mangostan, flori de cireșe, struguri, epșuni, mango, rămâie, mangostan, două. Mi-am deschis o gelatină așa, cu gust de lichi și vreau să o încerc. Am mai mutat. Eu cred că e bun, dar ce m-a surprins pe mine? Cel mai mult de aici este acest Kinder. Care la noi în țară nu există. Și sunt convins că o să apară și la noi în țară. S-ar putea ca fiecare țară să aibă ceva Kinder plus. Nu are zucărie Kinderul ăsta. N-are zucărie, pentru că mulți nu desfățeau zucăriile și voiau doar pentru Kinder. Aventura noastră în Dubai, în prima parte, pentru că vom reveni, se încheie aici. Mâine avem zborul, așa că până data viitoare, mulțumim! Tare mult că ne-ați urmărit, până data viitoare vă spunem la revedere și cu bambu, pa! Cu peste 10 obiective, pa. Dacă le punem și pe cele dinainte, cu safari... Da, și apropo, mâine mai facem unul până pleacă avionul. Noi, în vlogurile noastre și le vedeți și voi odată cu noi.